Viceprim-ministrul pentru Securitate Națională, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea, a participat la deschiderea summitului regional pentru securitate cibernetică. În discursul prezentat cu acest prilej, vicepremierul Gabriel Oprea a ținut să asigure forurile participante asupra angajamentului total al structurilor specializate în combaterea criminalității cibernetice. În calitatea pe care o am de vicepremier pentru Securitate Națională, ministru de interne, vă asigur că atât Guvernul României, cât și eu personal, conducerea Ministerului de Interne, suntem total angajați în lupta împotriva criminalității cibernetice, fenomen infracțional care alimentează la rândul său foarte multe riscuri, vulnerabilități, crize la adresa securității naționale. Doresc să subliniez atât asumarea de către țara noastră a rolului de națiune coordonatoare a fondului NATO pentru securitate cibernetică din Ucraina, cât și interesul nostru de a deveni un punct nodal în acest domeniu în regiune. În contextul summitului, prim-ministrul României, domnul Victor Ponta, a reiterat importanța demersurilor și acțiunilor care sunt întreprinse și care vor trebui să continue pe mai departe pentru contracararea criminalității din acest domeniu. Cyber security privește viața de zi cu zi a fiecărei țări și a fiecărui cetățean din țările noastre. Și când spun de zi cu zi, mă refer 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. Este o realitate a zilei și a momentului în care trăim. Nimeni nu-și mai poate imagina în acest moment omenirea și societatea noastră fără securitatea comunicațiilor și a tehnologiei, informației. Toți depindem zi de zi, ceas de ceas de acest lucru și cred că atenția pe care parteneriatul nostru o acordă acestui sector este binevenită. Și este extrem de necesară. Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Eduard Ionescu. Continuăm și în această ediție, seria emisiunilor, prin care încercăm să vă transmitem anumite recomandări pentru a vă proteja. Astăzi vorbim despre criminalitatea informatică. Cel care este gazda noastră conduce. Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Este vorba de domnul comisar Marcel Patatu. Subiectul de astăzi este criminalitatea informatică și aș vrea să ne spuneți pentru început care este domeniul de acțiune pe care le aveți dumneavoastră și oamenii pe care îi coordonați în această denumire a criminalității, combaterea criminalității informatice. Ca și linii operative pe care le avem în cadrul serviciului. Suntem împărțiți pe mai multe birouri, fiecare cu atribuții specifice în acest domeniu a criminalității informatice. Prima linie de muncă ar fi cea a combaterii fraudelor online, cele sau primele fapte sau primele infracțiuni care au fost săvârșite și în primul rând investigate la nivelul României în jurul anilor 2002. În decursul timpului, fraudele online sau la folosim platformele online de în principiu de licitații au cunoscut o evoluție atât la nivel național și cât și la nivel internațional și ce s-a întâmplat aici a urmat trendul fenomenului internațional. Apoi ne referim la fraudele cu mijloace de plată electronice și aici ne referim la carduri atât în mediul online, cât și fraudele prin compromiterea fizică a, a aparatelor dispozitivelor ATM și în foarte puține situații a dispozitivelor de plată POS, o a treia linie de muncă este cea a, a atacurilor informatice, și aici ne referim așa, poate mai cunoscut, sunt cazurile de hacking, atacuri cu aplicații de tip a, a, malițioase de tip malware și iarăși un fenomen în continuă expansiune, mai ales la nivel internațional. O altă linie de muncă, deci cea de-a patra de muncă, este cea a combaterii pornografiei infantile prin sisteme informatice. Pentru început, aș vrea să ne referim un pic la ATM-uri, spuneați dumneavoastră, de aceste bancomate, cardurile bancare. Și aș vrea să mă întreb în 2015, cât de sigure sunt cardurile emise de băncile din România? Primul element de siguranță informatică a cardului a venit odată cu implementarea tehnologiei chip, când informațiile care sunt stocate pe card și care permit autentificarea unei persoane, unui utilizator de card în sistem, sunt într-adevăr protejate. Bineînțeles, Vulnerabilitatea cardului, anume banda magnetică, încă este prezentă pe cardurile emise în România. Pot spune că, față de alte state, România stă foarte bine la acest domeniu, în sensul că numărul fraudelor la nivel național este foarte redus. Bineînțeles, există un anumit fenomen care se vede în activitățile pe care le desfășurăm, am avut multe cazuri și am identificat multe persoane implicate în astfel de fapte, am identificat laboratoare unde erau contrafăcute, să zicem, anumite subansamble pentru ATM-uri, unde erau folosite aparaturi speciale pentru a crea astfel de dispozitive artizanale și atunci, bineînțeles, am reușit să, să limităm destul de mult acest fenomen la nivel național. Domnule comisar, unde ar fi greșeala pe care o face un utilizator de card bancar de care să profite acești infractori? Nu putem vorbi neapărat de o greșeală. Poate vorbi mai, de, mai degrabă de o neatenție. Dispozitivele care sunt montate, să zicem, pe ATM-uri, la nivel atât în România cât și în străinătate, sunt niște dispozitive fabricate artizanal, copiază datele de pe banda magnetică, dar o atenție sporită la ATM, în sensul a verifica dacă pe fanta de introducere a cardului nu există, nu pare să fie atașat, lipit vreun alt dispozitiv ne la locul lui, să protejeze pinul atunci când introduce, îl introduce la tastatură, nu să o facă de la distanță, ci să, așa cum recomandă și băncile, să protejeze atât de, să zicem, de o persoană care ar putea sta în spatele lui sau de alte eventuale dispozitive de supraveghere a tastaturii instalate de către infractori. Instituția Bancare cunosc foarte bine dacă un anumit card a fost într-adevăr într -adevăr compromis la un ATM sau dacă este o reclamație nefondată a unui client care reclamă că i-a fost folosit cardul sau i-a fost clonat, cum spunem noi. Există o colaborare între aceste bănci și structura pe care o coordonați, în sensul că aveți o comunicare despre modul cum se pot clona aceste carduri, despre modul cum pot fi folosite în mijloacele artizanale, ca să puteți să veniți împreună cu niște elemente de siguranță în plus. Avem întâlniri periodice cu, cu instituțiile bancare ne sprijină în activitățile noastre, noi la rândul nostru îi sprijinim în măsura în care solicită, ne solicită sfatul pentru anumite aspecte de, pe care le-ați menționat, de implementare la, de elemente de securitate și sunt niște soluții care sunt agreate la nivel internațional, nu sunt anumite sisteme care privesc doar sistemul bancar din România. În ultima perioadă de timp am observat că există și cetățeni din alte țări care vin în România, în acest scop, să fraudeze cumva sistemul acesta bancar prin clonarea cardurilor, prin instalarea unor elemente artizanale pe, pe ATM-uri. Vă așteptați la așa ceva? În trecut, cele mai multe dispozitive sau, să zicem, compromiterea ATM-urilor au fost făcute tot de cetățeni români. Însă acum, într-adevăr, ultimele cazuri care au fost și mediatizate, am identificat persoane din Bulgaria, care au venit și mai ales în sudul țării au instalat astfel de dispozitive. Nu sunt foarte multe, sunt cazuri eu zic, izolate, nu este un fenomen, au fost câteva cazuri, aceștia au fost prinși, au fost s-a deschis dosare penale împotriva acestora, urmează ca mai departe să vedem care va fi decizia. Cunoaștem fenomenul, cunoaștem că sunt implicați și eu zic că nu au fost, cel puțin din cazurile care le-am avut și din datele care le-am obținut ulterior, nu au avut un timp foarte mare de a să acționeze pe teritoriul României. A fost în decurs de probabil o lună, două, până am reușit să-i prindem. Un timp scurt față de celelalte cazuri pe care le aveți în, în lucru și care un astfel de caz poate dura chiar și un an de zile, dacă nu mai mult, dacă vorbim despre grupări infracționale. Bineînțeles, la cazurile pe care le instrumentăm, vorbim de la, eu știu, poate 4-5 persoane care sunt implicate până la 20-30 de persoane. Am avut cazuri sau chiar mai mult. Pentru că ne orientăm nu neapărat în a identifica persoanele care instalează astfel de echipamente, care sunt ultima linie, partea vizibilă a unui grup care este implicat în astfel de activități, și încercăm să găsim uh, sursa echipamentelor și cine este într-adevăr în spatele acestor și cine coordonează astfel de grupuri care se ocupă. Și astfel și, uh, și impactul care îl avem asupra unui astfel de grup în momentul în care identificăm și trimitem în judecată persoanele care coordonează întregul grup, impactul este mult mai mare. Aș vrea să trecem la un alt subiect, poate un pic mai dur și un pic mai, cu siguranță, mai dureros. Este vorba de pornografia infantilă prin mijloace, mijloacele acestea informatice. Spuneați dumneavoastră că este o altă linie de muncă unde sunteți bine, bine așezați și încercați să, să stopați acest lucru. Într-adevăr, este o linie de muncă destul de Dură și cu impact uh, la nivel uh, public. Uh, am avut spețe, în ultimul timp, persoane care au fost implicate, cerceta, implicate în astfel de infracțiuni identificate de către noi, trimise în judecată și chiar unele condamnate în neapărat final sau uh, dar oricum, în ultimele, ultimele etape ale procesului. Uh, aici ne referim. Uh, ai Avem atât o, să zicem, o implicare activă pe plan național, cât mai ales o implicare foarte activă cu celelalte instituții similare din atât din Europa, cât și țări mai îndepărtate, Statele Unite, Australia, și, și lucrăm în cauze comune. Da, deci în specie, în care sunt instrumentate la nivel internațional, pentru că persoanele implicate în astfel de activități. De cele mai multe ori, sau care comit astfel de fapte, nu sunt singuratici. Profitând de noile tehnologii, de deschiderea internetului, sunt comunități care distribuie astfel de materiale, unde sunt stocate astfel de materiale, și atunci, fără o cooperare activă pe acest domeniu cu celelalte instituții și. Unități implicate, cum am zis, la nivel internațional, ar fi imposibilă investigarea unui caz. Bineînțeles, sunt și cazuri izolate pe care uh, le, le inițiem noi aici și pe care le finalizăm fără a implica neapărat o cooperare internațională, însă, în general, pe domeniul criminalității informatice, cooperarea este esențială și avem relații foarte bune cu mai toate statele care au o experiență în acest domeniu. Dar revenind la domeniul pornografiei infantile prin sisteme informatice, aici eu zic că o atenție sporită și nu neapărat pentru, numai pentru acest domeniu, dar în general, cu atât mai mult pentru acest domeniu, este problema utilizării, în principal, a rețelelor sociale și a postării de informații de către copii de la vârste cât mai fragede, atât informații personale cât și fotografii uh, care înfățișează casa în care locuiesc pe internet. Aceste informații bineînțeles pot fi accesate în mod public de către oricine dorește. Bineînțeles, este existat anumite măsuri de a restricționa accesul, dar de multe ori copii sau chiar persoanele adulte care nu dau o atenție deosebită Postează astfel de informații, care mai departe pot fi foarte ușor uh, fi utilizate în alte scopuri criminale. De aceea este bine ca, în principal, părinții. Aici să... vreau să ajung că pe lângă poliție, în astfel de cazuri, și părinții au un rol uh, foarte important. Ar trebui să supravegheze cumva acești copii care utilizează mijloacele de. Uh, sau rețelele de socializare. Bineînțeles, acum nu putem cere părinților să fie experți în acest domeniu, însă măcar a cunoaște ce face copilul, ce fel de informații își publică pe internet, în ce, ce cercuri în mediul acesta online participă, exact cum o fac și în mediul real, în mediul fizic, da? în care au grijă de copil atunci când poate când este mai mic să meargă la școală, vede cu ce prieteni se întâlnește, numai că într-adevăr e un domeniu relativ nou în România, nu este atât de cunoscut, poate nici părinții nu sunt foarte familiarizați cu aceste tehnologii, însă trebuie să încerce să se documenteze, pentru că sunt anumite sfaturi care, să zicem, acum pot fi date, ceea ce am spus poate și anterior, însă poate mâine sau peste o lună sunt apar noi, noi amenințări și atunci acestea sunt periodic prin diferite site-uri, prin comunicatele pe care le facem noi, poate prin campaniile de informare, să o acorde o anumită atenție și acestor tehnologii care pot prezenta un pericol pentru copii, în primul rând. Vorbim despre cazuri izolate în acest domeniu, dar cazuri izolate care trebuie să ne pun așa un pic în alertă, pentru că până și până la urmă vorbim despre copii. Și ei pot fi oricând victimele unor astfel de rețele, de infractori. Că până la urmă poate vorbim chiar despre rețele. Da, nu aș putea spune că am avut sau sunt, cum spunea și inițial, organizați în rețele. Sunt organizați mai mult așa ca și comunități, dar nu neapărat că participă, distribuie, se schimbă materiale de acest gen între ei, dar nu neapărat că se formează un grup infracțional așa cum îl cunoaștem sau conform legislației românești, cum poate vorbim în cazul fraudelor cu mijloace de plată electronică sau alte, sau fraudelor online, unde vorbim într-adevăr de grupuri cu diferite pe paliere, unde au anumite responsabilități. Sunt cazuri, eu zic, izolate și nu este neapărat că poate nu le cunoaștem noi pe toate, pentru că am avut, avem o implicare activă pe acest domeniu pe care vorbim. Nu neapărat așteptăm să fim informați cu privire la săvârșirea unor de astfel de fapte, ci avem o implicare activă în a găsi persoane care, care săvârșesc astfel de, de fapte în mediul online românesc. Care este pedeasa pentru Persoane care intră sub uh, incidența legii în acest domeniu. Până în anul 2013, când, uh, când uh, noile, noul cod penal a intrat în vigoare, uh, această infracțiune era pedepsită de lege 161 pe 2003, unde de fapt erau toate și celelalte infracțiuni informatice. Uh, începând cu 1 februarie 2013, această faptă este pedepsită de codul penal este cu pedapsa cu închisoarea, însă de cele mai multe ori această pedapsă cu închisoarea uh, nu este singular, sau în fine, nu se reține doar infracțiunea de distribuire de materie pornografică pentru minori, pentru că de obicei uh, acestea, uh, sau odată cu săvârșirea acestei infracțiuni, putem reține și alte infracțiuni, nu știu cum ar fi uh, uh, Accesul poate fără drept la un sistem informatic de multe ori sau am avut cazuri în care a fost reținut uh, violul atunci în momentul în care am descoperit probe că respectiva persoană producea astfel de materiale sau uh, traficul de minori în cazul în care alte persoane erau implicate. și Deci pot fi reținute mai multe infracțiuni și uh, pedepsele, Chiar una din ultimele pedepse care a fost pronunțată într-un astfel, într astfel de caz nu este definitivă, este de peste 25 de ani, cred. 25 de ani închisoare? Da. Dar nu este definitivă. Dar, oricum, pedepse pot ajunge la spoții foarte mari, tocmai datorită faptului că sunt mai multe, de obicei sunt mai multe infracțiuni care sunt reținute astfel, la aceste persoane. Domnule comisar, eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră. Cu siguranță trebuie să, să mai veniți, trebuie să mai fiți gazda noastră, pentru că nu am uh, epuizat toate subiectele, nu am vorbit despre fraudele uh, prin mediul online, nu am vorbit despre atacurile informatice. Ca o concluzie, pentru Bancomate trebuie să avem o atenție mai mare atunci când încercăm să scoatem uh, bani din uh, aceste mijloace electronice, iar pe partea cealaltă cu pornografia infantilă prin mijloacele informatice, părinții ar trebui să observe copiii nu atât, cum spuneați dumneavoastră, în mediul real, dar să fie atenți și la acest mediu online. Acest domeniu, acum ați informației, este unul foarte larg. Cum e domeniul online în general, este, să zicem, o, un al doilea mediu în care trăim. Din ce în ce mai multă lume în România, în România și mai ales în străinătate. Dar și noi începem să ajungem la nivelul celor din, din țările mai dezvoltate în acest domeniu. Și atunci, bineînțeles, și pericolele la care ne expunem uh, vor fi din ce în ce mai, nu neapărat mai multe, dar din ce în ce mai variate și mai sofisticate. E bine că Poliția Română are o astfel de structură care să acționeze în acest uh, mediu informatic. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă mai așteptăm pentru a discuta și celelalte două linii de muncă. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, punem punct ediției în această săptămână. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!